János Taub, regizorul care a marcat o etapă importantă din istoria teatrului contemporan, a fost membru onorific al teatrelor maghiare de stat din Timișoara și din Cluj. S-a născut la Halmeu, județul Satu Mare, și a absolvit Facultatea de Artă Teatrală din Cluj în 54. E un lucru atât de rar să întâlnești un om bun, cald, foarte inteligent și foarte talentat, care să aibă timp să-ți vorbească omenește. Așa era. Așa era. Înainte de orice îmi vine în minte un profund regret. Și cred că acest regret nu este doar al meu, ci este al oricărui actor care nu a avut șansa de a lucra cu acest vrăjitor al scenei, al teatrului, dar a avut măcar șansa de a-l cunoaște, de a-l fi cunoscut. O specifică a domnului Taub a fost că era tipul de regizor prieten, tipul de regizor guru prieten. Combinație foarte rară. Avea o capacitate să vadă jumătatea plină a paharului, foarte mult umor, foarte mult umor, sigur, un umor amar, dar un umor pe un tonus foarte bun și asta s-a simțit în felul în care lucra, felul în care întreținea relațiile cu colegii, cu oamenii în teatru. Era într-adevăr un personaj cu totul aparte. Un regizor foarte special. Fusese dansator înainte, în tinerețea lui, și lucrul ăsta îl marca. Atunci am mizat foarte mult pe mișcarea, pe plastica actorului. E foarte interesant ca lucru. Eu, dacă știu, să zic așa, ceva despre teatru, în primul și în primul rând, îl știu de la Taub. Era un om foarte, foarte deschis, foarte franc, cu multă ironie, cu multă aplecare spre glume, spre farse, și dar totodată foarte serios. Ionci avea un spirit ludic, poate puțin mai dezvoltat. Tânărul om de teatru s-a alăturat trupei de la secția maghiară recent înființată a Teatrului Timișorean și în scurt timp a izbutit să transforme ansamblul format din amatori într-un colectiv de profesioniști. Directoratul său artistic, început în 56, va conduce la înființarea Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara. Prim regizorul secției a devenit astfel și primul director al noii instituții. Taub Ianoș, la plecarea sa în 61 pentru a reforma Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, a lăsat în urmă una din cele mai frumoase și prolifice perioade ale Teatrului Maghiar din Banat. Ioan Taub se regăsește sub directoratul lui Vlad Mugur în echipa Naționalului Clujan, iar din 71 face parte din colectivul Teatrului Național din Timișoara, colaborând ca regizor și cu valoroasa trupă a Teatrului Bulandra. Succesul montării Joc de pisici de Örke István îl aduce la București, devenind regizorul Teatrului Bulandra și profesor la Academia de Teatru și Film. La presiunea crescândă a regimului ceaușist, emigrează cu familia în Israel. La Tel Aviv, Johann Taub lucrează la teatrele Habima și Camerii și își continuă munca de pedagog de teatru. Din 86 avea să impună marile sale spectacole pe scenele din Ungaria, iar mai apoi devine membru fondator al Teatrului de Artă din Budapesta. Din 89 până la decesul intervenit în 2010, Taub Ianoș a trăit la Budapesta, fiind prezent pe afișe atât în Germania, cât și în Austria și Italia. Un lucru care m-a marcat până azi și nu-l uit, și a fost un lucru atunci pentru mine de neînțeles. Și anume, ziceam că realismul îl deranjează foarte tare, tendința asta de a face din teatru film, de a juca filmic, de a părăsi expresia pe scenă, de a părăsi dimensiunea obiectivului, mitologicului. Despre Ianoș Taub eu știu că întreaga sa abordare regizorală l-avea în centru pe actor,
De aceea, pentru orice actor pe lumea asta, șansa de a lucra cu un astfel de regizor este una incomensurabilă. Țin minte că era o foarte mare bucurie să mă întâlnesc de fiecare dată cu dumnealui, pentru că de cele mai multe ori se gândea să-mi propună câte o piesă pe care să o facem împreună. Printre aceste propuneri se afla și Sfânta Ioana. Și asta mi-a plăcut foarte tare, pentru că un regizor se gândea la mine, o tânără actriță, să mă pună în valoare. Era extrem de receptiv. Știa foarte bine să urmărească ce trebuie să facă. A folosit o expresie care nu l-am întâlnit, cel puțin eu, că dânsul se străduiește să facă un teatru de argument. Deci să argumenteze prin spectacol, să dovedească fidelitatea, autenticitatea gesturilor, a frazelor spuse pe scenă. Avea mare răbdare, își lua timp, nu știu, astăzi este ca un... Adică în goana noastră de astăzi nu mai întâlnesc oameni cu o asemenea capacitate de a refuza graba. În deceniul petrecut la Teatrul Bulandra a lăsat în conștiința publicului spectacole precum Ivanov de Cehov cu timișoreanul Emeric Șefer în rolul titular, Pelicanul de Strindberg, Soldatul Fanfaron de Plaut cu tânărul Mircea Diacon în rolul lui Palestrio, Micii Burghezi de Gogol, Menageria de sticlă de Tennessee Williams, Floriile unui geambaș de Șituiu Andraș. Soldatul Fanfaron, după premiera de la Teatrul Bulandra, a avut și o premieră germană la Ingolstadt și una maghiară la Budapesta. De asemenea, și Furtuna lui Shakespeare a avut 3 premiere în 3 limbi. După cea a Teatrului Matei Miro din Timișoara, a urmat în ebraică la Teatrul Camerei din Tel Aviv și mai apoi cea de la Naționalul din Budapesta. Jurnalul unui nebun de Gogol, ultima sa premieră în România la Teatrul Evreiesc, a fost montată ulterior și în limba maghiară la Budapesta, în ebraică la Habima și în limba germană în Erlanger Theater. Și Procuratorul lui Caligula de Székely János a fost abordat de mai multe ori. 3 montări în limba maghiară și una în ebraică. Am avut șansa ca, păstând proporțiile, să fiu un fel de continuator al a ceea ce a început Ianoș Taub la Timișoara. Semmi között hozzám, akit akarok! No, no, de mondom! Én pedig azt akarom, hogy ne rontsd itt a le... Atunci când domnul Taub a preluat conducerea Teatrului Maghiar din Timișoara, în acea enormă și splendidă clădire a operei din Timișoara, care se găzduiește 4 instituții de spectacol, la intrarea artiștilor din spate, unde portarii sunt mulți, se schimbă, la un moment dat intră un tinerel în niște pantaloni scurți. Astăzi, cred că le-am spune bermude. Și îl oprește portarul: unde te duci, domnule, cu pantalonii ăștia ai tăi? Ce cauți aici? Păi vreau să mă duc în teatru, că aici lucrez. Păi cum să lucrez? Ce faci aici? Eu sunt directorul teatrului. Abia ulterior, verificând informația, domnul director Ianoș Taub a fost lăsat în propriul său teatru, unde cu sau fără pantalonii săi scurți a lăsat o construcție care până la urmă conferă o direcție și actorilor din prezent. În 1972, când s-a constituit repertoriu pentru stagiunea următoare, 72-73, printre opțiunile de repertoriu a intrat și piesa mea, Coroană pentru Doja. Cam o lună de zile am venit zi de zi la
regizorul tău acasă, am luat și am citit piesa pe momente, pentru că piesa are o construcție cu totul aparte, pe momentele respective, le-am citit și le-am discutat. Dânsul mi-a dat niște sugestii, a doua zi eu mă întorceam cu problema, să zic așa, învățată și rezolvată, dânsul o vedea și mergeam, am mers mai departe, am parcurs întreaga piesă. A reușit în câțiva ani, până la plecarea lui la Cluj, până către anul 1961, dacă nu mă înșel, să construiască un teatru maghiar în Timișoara de răsunet, de renume, cu spectacole care au rămas în conștiința colectivă. Domnul Taub a fost foarte marcat și vedea, simțea că se va despărți arta scenică în, zicem, două domenii mari și pe o direcție a regretat-o, acea a jocului foarte realist, din ce în ce mai familiar, mai civic, căuta o naturalețe stilistică, un comportament foarte natural, foarte acoperit pe dinăuntru, foarte sufletesc, căptușit. Însă, ducând spre formă, această căutare a fost foarte tandră la dumnealui și foarte strictă, să fie o măsură în a transpune conținutul și a avea pe dinăuntru susținerea sufletească, mentală, pentru conținutul respectiv și actorul să se înalțe la dimensiunea conținutului, cum a conceput-o autorul, dar, pe de altă parte, să aibă, pe urmă, o formă adecvată acestui conținut. A fost foarte, foarte bine, normal, natural, foarte bine primit la Bulandra. Era directoratul strălucit al lui Liviu Ciulei. Și a stat și a lucrat într-o atmosferă extrem, extrem de distinsă. Fapt care, pe de o parte, și-a pus amprenta asupra calității spectacolului și, pe de altă parte, asupra calității relațiilor lui cu actorii. Te-am lucrat numai un singur spectacol, Mici Burgheși, de Gorki. Și țin minte că era o distribuție foarte mare și foarte bună cu toți actorii mari ai teatrului, aproape toți actorii mari ai teatrului Bulandra, Gina Patrichi, Victor Benjuc, Petre Gheorghiu. Și eu mă aflam printre cei care jucau în spectacol. Spectacol care era de succes și a prins foarte bine la public. Pentru teatru au fost niște ani foarte buni. Se permitea totuși o perioadă de repetiție lungă și nu degeaba s-au luat și premiile atunci la festivalele internaționale. Se putea căuta, se putea avea pretenții. În vest, știu că și Taub era terorizat de această chestiune. Premiera era fixată. Și premiera era fixată după, nu știu câte am avut, maxim 5 săptămâni. Faptul că l-am întâlnit de multe ori, faptul că am avut ocazia să discutăm în diverse și foarte variate situații, pe stradă, plimbându-ne, în cafenea, pe scenă, în culise, mi-a fost dat să înțeleg cum anume și de ce anume întreaga sa metodă regizorală era concentrată pe a scoate din actor toate acele lucruri ascunse pe care, fără o căutare foarte aprofundată, riști să nu le scoți niciodată la iveală. Nouă ne-a plăcut foarte mult munca cu dumnealui. Țin minte că la prima repetiție, la prima lectură, a venit și ne-a spus: piesa asta trebuie să înceapă de la cel puțin 80 de grade. Și eu am luat în serios lucrul ăsta și se pare că ne-am înțeles foarte bine.
stat la masă foarte lejer, foarte mult, s-a vorbit în toate felurile despre toate cele, s-a glumit foarte mult, foarte bună atmosferă, prietenească cu toată lumea. Și pe scenă, același șoc. La prima mișcare, deja prima pretenție, deci deja prima structură. Nu repetiții, deci nu exista repetiție de căutare în van. Dumnealui lucra dintr-o viziune foarte clară, deci avea imaginile scenelor. Avea un caiet albastru în care lucra, era foarte perfecționist așa și tot timpul cu caietul albastru. Și când era o problemă de scenă, nu știam, nu găseam o soluție, nu știu ce, o clipă, se ducea repede până unde avea gentuța, deschidea caietul albastru și deschidea și zicea: aici scrie tot, cu accent puțin unguresc, aici scrie tot. Și începea să spună ce scrisese el acolo. El și așa mai departe. Și recurgea la schema lui de acasă. Și de cele mai multe ori era corectă. Conținutul se vorbea și se discuta pe îndelete, dar pe urmă când se urca pe scenă, de la prima mișcare, totul era matematică superioară, ca o tendință de a deveni matematică superioară. Și această precizie o avea Taub ca instinct absolut necesar. Nu putea să suporte mișcarea necontrolată. Nu putea să suporte mișcări care nu sunt în relații cu conținutul. Nu putea să creeze altfel o scenă decât împărțind foarte exact toate gesturile lăuntrice într-un gest exterior. Se intră într-un organism foarte precis, fără limită în a experimenta pe acea precizie. A fost un chin să ținem minte mii de mișcări precise, mii de schimbări de atitudine, că trebuiau ținute minte. Odată găsite, odată stabilite, nu puteai să schimbi asta. Și pe urmă, când au început astea să funcționeze, era ca un ceas elvețian pus rotiță lângă rotiță și care, la un moment dat, arăta timpul formidabil de precis. Felul în care îmi povestea mie despre rolurile pe care aș putea să le joc, cum să spun, adică erau chiar indicații foarte prețioase de regie. Și mă și vedeam jucând rolurile acelea în regia dumneavoastră. Îi dădeam să citească ce scriam. Judecata pe care el o aplica asupra scrierilor mele nu era sub nicio formă și nicio clipă influențată de relația de prietenie. A promovat literatura contemporană, autohtonă, a sprijinit și le-a îndemnat dramaturgii să scrie piese de teatru și cât s-a putut, le-a pus în scenă. Ioan Taub n-a stat foarte mult cu noi după ce a plecat la Budapesta și a devenit unul dintre cei mai importanți regizori ai Teatrului Maghiar. El a avut foarte mari succese cu ce a făcut la Budapesta, a luat niște premii, a avut actori minunați în jur acolo. Am văzut scene din spectacolul lui, foarte bun actor. Era un om foarte cald. Noi am fost la Budapesta de câteva ori cu niște spectacole foarte bune de pe vremea aceea. Și evident că venea la toate spectacolele să ne vadă și după aceea ne invitau acasă. La mijlocul anilor 90 fusesem cu un spectacol în deplasare, în turneu la Budapesta. Era foarte matinal, pe la ora 6 în fiecare dimineață își făcea plimbarea. La un moment dat, un muncitor de scenă, din camion, îl salută. Bună dimineața, maestre, ce faceți, unde mergeți? El se întoarce, ce faci, fiule? Uite, îi ajut pe băieți să descărcăm decorul, răspunsesem eu, că
eu fiind fost acel muncitor de scenă care l-am salutat atât de fericit că îl văd în zorii zilei. Și atunci, aeroplindu-se, spune, și eu făceam la fel când eram director ca tine la Timișoara și nu numai, îi ajutam pe oameni indiferent din ce compartiment erau sau ce treabă aveau, chiar și cu muncă fizică, dacă era nevoie de mine, puneam și eu osul. Și după ce a plecat, era deja la Budapesta, când ne-a trimis tot soiul de texte pentru mine și pentru Victor, ca să ni le propună să le jucăm în România, nu să le pună dumnealui. Dacă nu se putea, să oricum să jucăm rolurile alea, pentru că erau extraordinar de interesante pentru noi ca actori. La momentul în care ne-am reîntâlnit noi, chiar la începutul mandatului meu, m-a analizat atent, m-a fotografiat așa, numai cum acest regizor știa să vadă omul din spatele actorului sau persoana din spatele personajului, și mi-a dat câteva sfaturi. Avea viziunea unui teatru stilizat, obiectivat, indiferent de conținut și indiferent de decadența societății. Era la domnul Taub o foarte mare distanță, foarte caldă distanță, o privire meditativă asupra lucrurilor și din societate și din umanul țării respective, având mentalul atât de pur, de curat, privea ca un copil toate astea, se amuza formidabil și în piese, pe urmă, ridiculiza tendințele în societate, dar dintr-o distanță. Dumnealui a făcut haz ca mari actori, cum a făcut Shakespeare haz de nebuniile oamenilor, cum a făcut Molière haz de nebuniile oamenilor și un haz amar, pictând pe scenă imaginea foarte clară a societății, doar cu distanța artistică. Avea niște tabieturi foarte, foarte fixe și foarte bine stabilite, care, practic, pentru el, însemnau întotdeauna studiul lumii și al vieții. L-am așa în fața ochilor, vorbind de grotescul spectacolului în care trăiam. Realmente eram un om care, fiind un om serios și un om profund și un om care vedea și înțelegea tot, privea cu zâmbetul pe buze, o detașare a unei inteligențe care nu vede sfârșitul lumii printr-un accident pe care îl trăie, un accident istoric. Și avea un fel de umor sec, așa, o combinație, că nu pot să spun nici umor unguresc, nici românesc, al nostru e mai suculent, nici englezesc, era o chestie așa, cu totul specială, vă rog. Voia să, exact ca în arta lui, voia și în viață să țină această disciplină. Momentul creativ are locul și timpul acordat. Și se separă total de momentul civic. De momentul personal. Păi să mâncăm aceeași mâncare două luni de zile și să mai vorbim de... nu merge, nu are legătură și dumnealui ținea la această separare. Momentul artistic, momentul creativ cere o stare anume, un loc și un timp anume. Și acolo intrăm în acel univers al matematicii superioare plin de suflet și de mental. Cu ocazia aniversării de 40 de ani a existenței Teatrului Maghiar din Timișoara, invitându-l pe domnul Taub acolo, i-am conferit această diplomă de, hai să-i spunem, societar, membru pe viața colectivului Teatrului Maghiar. Diplomă care l-a atins atât de profund încât l-a păstrat alături de cele mai mari și înalte distincții pe care le-a primit de-a lungul carierei sale. Domnul Taub, la premieră, nu urcă pe scenă. Deci, la noi n-a urcat pe scenă. Nu știu cum s-a comportat aici, în București, dar el a zis că e principiu și că nu face chestia asta. Zicând că spectacolul este al actorului. Interesant că după premieră m-a întrebat pe mine cum a fost.
Dacă m-ați întrebat care e primul lucru care îți vine în minte vorbind de Ioanci, aș spune râsul. Un om care îi plăcea să râdă și care trăia râzând, râsul era comentariul lui la lumea în care trăim. Înainte de a fi un religios magistrat, adică înainte de a avea toate aceste calități ale artistului, a avut o calitate supremă. A fost om. Vorbea de actori. Că i-a reușit un spectacol, a fost ok, dar vorbea de actor, că a avut acolo un actor pentru rolul ăsta, care făcea excepțional, acolo vorbea foarte mult de actorii din România, îi regreta foarte mult, întotdeauna, vorbind cele mai frumoase cuvinte de laudă la adresa întregului timp din România. Datorită unor astfel de oameni și unor astfel de modele, unor întâlniri cu oameni precum Ianuș Taub, cred că am reușit să iau acele examene de zi cu zi, oră de oră, ceas de ceas, pe care le întâmpinam în relația cu teatrul, cu colectivul, cu fenomenul teatral și, nu în ultimul rând, cu spectatorii. Îi mulțumesc din suflet și lui și familiei sale pentru prietenia pe care și căldura pe care ne-au dăruit-o.